acea emoții frumușele? Dintr-un moment într-altul, hop, pac. Cine știe când păi vine bucuria? O să fim primii care să... Doamne ajută! Mergem la botez? Unde? La botez! Trebuie să vină cu ea aici, în formă, să vedem nu, și nu, noi nu, să... Nu putem să aducem copilul la televizor înainte de botez. Ce Dumnezeu, nu știi? Nu? Nu. Putem să-l aducem după, așa cum am făcut în cazul acesta. Viorica Macovei vine însoțită de minunatul ei, Daniel Vasiliu, și de frumoasa Sofia. Am văzut ce inele frumoase am văzut-o machiată dimineață, se aranja, se făcea frumoasă. Mă grăbesc și... să mă duc la doamna Teo la emisiune. Da, 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 la o televiziune, zice. Mă duc la o televiziune, exact ca Beyoncé, nici nu știu la care trebuie să mă duc. Au atâtea oferte, m-au nebunit ăștia cu televiziune. Bine, și cu rimelul ăsta, că aici era problema, rimelul. Da, da, aveau aici, și vețel cu e-mail. Aici nu da. Stătea rimelul. Hai să ne așezăm. Mulțumim. Dacă tot ai venit pe la noi, să vorbim, să bârfim. Ești foarte frumoasă, să știi. Vă mulțumim. Tati, eu zic să stai tu aici ca să facem... Să facem... Bine, perfect. Rochița întotdeauna aranjată, da? Așa să avem un pic și o să ne punem în domnișoare. Cap. Asta facem la vârsta asta. Nu știm noi cum e cu domnișoare. Sperăm să nu. E genul de copil care se domnișorește sau genul de fetiță care își pune fustele și aleargă după băieți? Este foarte cochetă și foarte pretențioasă. Seamănă cu mami? Un leu desăvârșit. Mami este velvec. Seamănă cu mami. Și până la urmă, gândiți-vă, ce poate să facă un copil care vede asta în casă zi de zi? Mami se aranjează de dimineață, se pregătește, nu merge la televiziune. Ce face? Umblă la machiaj, la tot felul de lucruri, de make-up. Automat copilul îndrăgește. Tati e drăguț și politicos, cum spuneai tu, diplomat. Este. Ce v-a unit? Diplomația. Serios? Da. Mulțumim pentru invitație. În primul rând, salutăm și privitorii noștri. Eu auzisem de numele Viorica Macovei din showbiz, din lumea de folclor. Știe, da. Dar recunosc că n-am fost un mare fan al genului. Da, decent, ca orice român, la o petrecere și cam atât. În schimb, la Institutul Diplomatic Român, atunci când ne-am intersectat și mai erau și alți colegi, alți prieteni comuni acolo, am rămas puțin surprins și am zis o interesant. Doamnișoară interpretă de muzică populară la acest institut. De acum ce? 7-8 ani, cât? 2014. Da. Și, mă rog, m-a privit cumva așa, adică, cum, noi nu? Eu am fost, m-am simțit într-un fel ofensată, da. Pentru că m-a întrebat, domnișoara Macovei, dar dumneavoastră de la muzica populară la diplomație? Și atunci am fost puțin ironică și am răspuns, mai sunt și interpreți de folclor diplomați. Și chiar sunt. Pam, pam. I-am cunoscut ulterior și da, chiar, e o lume minunată. Tu, prin ce... Tu erai acolo pentru că... Aș fi schimbat macazul. Da. Eu, de când am terminat facultatea, apoi mi-am susținut lucrarea de disertație, am fost într-o continuă perfecționare. Bun. Nu m-am oprit. Cântecul a fost o dragoste a sufletului, o împlinire deci a sufletului. De hobby da? Mai de... Da, dar mai... întotdeauna am căutat să mă desăvârșesc și într-un alt domeniu, să am un business, să am și o altă ocupație, să nu fiu nevoită să cânt, să trăiesc din cântat, să spun așa. Bun, ajungând acolo, am fost cumva... cred mânată de ceea ce vedeam la televizor. Era o perioadă mai puțin plăcută pentru noi, interpreții de folclor, când anumiți reprezentanți nu ne făceau un mare bine, pentru că apăreau în posturi mai puțin potrivite pentru mesagerul cântecului țăranului român, care a avut foarte multă eleganță, pudoare, credință în Dumnezeu, bun simț și simplitate. Și când spun simplitate, mă refer la toate. Eu port o gheată,
executată după modelul tradițional, nu cu tocui, nu cu artificii. Știu exact. Da? Da. Nu se poartă la bundița cu dihor niciodată o pincă. Dar cel care, gospodarul, bucovineanul care și-a permis bundița cu dihor, atunci nu și-ar fi pus o pincă, ci și-ar fi pus o gheată în picior. E, am făcut această paranteză ca să înțelegeți că totul trebuie să fie în echilibru. Și fiind dezamăgită de derapajele anumitor interpreți, că sunt exponenți extraordinari pe care admir. Și chiar avem interpreți de folclor în diplomație, avem consuli, chiar ambasadori. Alexandru Mica. Alexandru Mica este, da, noi suntem fani. Și ador. Da, și nouă ne place foarte mult. Pot să spun că a reprezentat un model, un imbol, și apoi domnul Mircea Gioană, pe care l-am cunoscut la un eveniment organizat de consulatul de la Roma și a fost într-adevăr un reper. În fine, trecând peste partea asta, aveam cumva ce, repere comune. E asta vreau să vă întreb. Ceva unică, ceva comun. Aici, pe mine m-ați pierdut un pic, vă spun sincer. Am luat-o de la cum v-ați cunoscut, la bundiță, la cotare, n-am dat nume, n-am înțeles nimic. N-am dat adică la mine înțelegi. E simplu, ori dăm nume, ori așa să aruncăm piatra în baltă, nu merge. Nu am nume, pentru că hai să ne întoarcem la nunți, că e mai important la nunta voastră, e mai frumos acolo. Viorica, nu, ați văzut cu câtă diplomație, totuși arăta vârguța, dar asta zic, diplomat. Nu ca la un alt show unde s-au dat toate pe față și mai ales că suntem în post, e mai bine puțin să fim temperați. Nu, e bine da. Să facem. Da, asta e zic, mai bine să vorbim despre așa, voi. Dar, despre da. Nunta voastră, despre păi, de la cum asta a fost. S-a plecat, de la faptul că Viorica și-a dorit o eleganță, și-a dorit o altă prezență și, uite, în felul ăsta s-a întâmplat chimia. Uh-huh. Doar că nunta a fost foarte dorită, foarte pregătită, nenorocirea a fost alta. Toată lumea se uită la mireasă. Să știți foarte bine despre ce vorbesc. Mirele trebuie să fie frumos, folos. Dar toată lumea cu ochii la mireasă. Te-ai trezit la 6 și a durat până la 6. Ce scuze, Mirele trebuie să fie îmbrăcată în negru, punct. Asta e tot. 24 de ore în picioare și negru. Da, negru a fost smoking, de fapt, pentru seară. Însă la colonia religioasă a preferat să poartă un sacou bleu deschis, bleu ciel, pentru că ochii lui se asortau cu acel sacou. A fost dorința mea. Wow! Deci, așa, deci după care... Tu ai decis să-l îmbraci pe el. Ne-am consultat și ne-am completat. Câți ați fost la nunta? Câte persoane? Mm-hmm. Aproape 400. Am dorit să facem într-un loc puțin mai retras. Am avut și un mic incident. La un moment dat, un fan, pot să spun. Da. Ce m-a speriat este atunci. Este aceeași persoană care a agresat-o pe Andreea Marin. Exact. Cu telefoane, cu mesaje. Da. Zi tu, că oamenii nu înțeleg. Ne-am trezit cu un domn îmbrăcat într-un costum exact ca la BD, la Munte și la Mare. Era alb. Și cu dungi negre. Și cu o valiză, așa, de lemn cumva, la recepție, ceea ce mi-a povestit doamna de acolo. Bună ziua, camera mea, cum vă numiți? Popescu. Georgescu. Nu sunteți pe listă, dar cu ce ocazie? Păi știți că la nuntă, la Viorica. Stați puțin și-a dat seama așa după mimica, au chemat imediat bodyguards și jandarmii care erau acolo cumva. Și le-a recunoscut ulterior că el a venit pregătit, îmbrăcat în ginere, da? Cu batistă în piept, da? În cazul în care Viorica Macovei se răzgândește și nu mai vrea să se căsătorească cu domnul cu care ales. Se căsătorește astăzi, eu sunt pregătit. Da, adică s-ar fi oferit. Da, nu și ne avea cunoaște. Trei costume de schimb, adică omul era super, super pregătit. Cum, mire de serviciu. Eu de, mire la schimb. Ferească Dumnezeu, Doamne ferește. Dar gândiți-vă că se putea întâmpla, Doamne ferește, orice, pentru că mintea lui odihnită, uh-huh. Nu știi ce îi poate, nu? E imprevizibil complet. Eu odihnă multă, ferească Dumnezeu. Atâta lume acolo, noroc că oamenii au fost pe fază și l-au determinat să se răzgândească. Slavă cerului. Să nu se zoare, nu e momentul. Da, nu v-ați răzgândit. Nunta până la urmă a fost așa cum v-ați dorit voi, cu meniul pe care vi l-ați dorit, cu invitații pe care vi l-ați dorit? Da, am ales și un masterchef care să pregătească toate cele bunătăți. Ați mers pe tradițional sau mai pe... Mixed. Am avut și sărmăluțe la urmă, pentru că, nu e așa, trebuie nuntă să... Nuntă fără sarmale și fără muzică populară. Și fără lăutar, nu e nuntă. Nu e nuntă. Și atunci a trebuit să respectăm toate aceste cutume. Am avut toate lucrurile de la
iertăciunea pe care se face la părinți? Da. Ați auzit de iertăciune? Nu, zi tu. Ce este iertăciunea? Este un obicei care se practică, cred că și în Maramureș, dar în Bucovina 100%, mirii în casa miresei, deci mirele a venit, a cerut mâna fetei, se așează în genunchi în fața părinților și își iau iertare de la părinți în cazul în care au mai greșit și sigur că se face și o mică parodie de către starostele care duce ostilitățile, conduce nunta. Și ironia, adică și tu, soacră mare, de se vedea nora dimineață când se scoală și mai scapă jos câte o oală, să o ierți ca, ca o mamă și lucruri de astea. Deci și un pic de umor este, dar obiceiul în sine, când îi vezi îngenunchind pe miri în fața părinților, sărutându-le mâinile și fiind emoția aia generalizată așa, chiar îți induce o stare, o anumită stare. După care a venit petrecerea și una dintre întrebările firești pe care orice om normal care vă știe și-ar pune-o ar fi dacă prietenul vostru Raul a fost. O, Doamne, prietenul nostru Raul... Deschizător de drumuri. El a fost deschizător de petreceri și de dans și de tot. Eu mă închipuiam așa, de când l-am cunoscut pe Raul și ascultam primele melodii lansate, chiar la prima întâlnire am spus: Raul, atunci când mă voi căsători, tu vei deschide nunta mea. Adică valsul Mireasa mea este emblematic. Mireasa mea. Da? Piesa Mireasa mea. Aha. Și așa am început nunta, dar de fapt nu chiar cu Mireasa mea. Da. Noi am pregătit o surpriză. Da? Știți că în începutul nunții de obicei se dansează mirii valsul. Acela. Exact. Și am zis, domnule, e cam banal, toată lumea face asta, ok, trebuie să aplaudăm mulți de curtoazie, vai ce frumos a dansat, s-a lăsat pe spate mireasa. Și am început cu un vals, Șostakovski, primele acorduri, Viorica era în centru ringului, toată lumea aștepta pe margine, Mirele nu era. Nu cred. Eram în exterior. Și a început. Ta, na, 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 exact. Și unde e Mirele? Și toată lumea a regat pe Mire. Dom'le, a început valsul. Săraca, a rămas fără Mirea. Mamă, nu cred. I-a stricat nunta. Data apare mireselă, cum îi spuneam, cu microfoanele în mână. Tan, 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 tan. De-ai fi tu salciela mea, la urmă ta m-aș pune. Și ați cântat amândoi? Și-am cântat amândoi. Și-am cântat. Iubim la fel, gândim la fel, simțim la fel și nimeni nu să ne dobare. Exact. Dar era pregătit momentul. Da, l-am pregătit în studio, înainte și... Dați-vă seama, oamenii au fost... Deci, până părinții la urmă, voștri, a fost cred că farsă pentru infarct. Noi? Da. Da, a fost o farsă pentru nunta, cadoul nostru pentru nuntaș. Da, am zis că o facem altfel. Noi suntem foarte pus pe șotii tot timpul și eu în casă. Mai pun câte o... Iertați-mă, și după valsul ăsta al mirilor, adică cântatul mirilor, da. Raul, de ce a mai cântat valsul mirilor? Că... Atunci chiar a deschis pe chinina. A venit nașii și după aia tot. Adică tot v-a schinuit. Nu, dar nu a fost un vals de pregătit 3 săptămâni. A fost de la asta, dreapta, stânga, dreapta, stânga. Da, ușor că mai călca pe rochie. Exact, și îi soptezi la ureche și cameramanul surprinde și lacrima. Bravo, foarte bine. Multă lume se întreabă. Atunci când unul dintre cei doi tineri căsătoriți face parte din muzica populară, dacă nunta per ansamblu e diferită. Adică se cântă mai multă populară pentru că e vorba despre Viorica, de exemplu. Sau... Nici pomeneală, sunt nunțile ca la toată lumea. Așa cum spunea și Viorica, noi ne considerăm persoane echilibrate, suntem amândoi berbeci de cazodie. Dar întotdeauna cred că acest cuvânt de echilibru definește practic o relație de succes și activitatea de zi cu zi. Și atunci am avut prietenii noștri de suflet, formația Provinciale, Ion Sungureanu, Eugen, Raul cu melodiile lui așa mai de corazon și sigur cu influențele grecești pe care le are, soții Petre și Florentina Giurgi. Eu n-am înțeles, iertați-mă că vă întrerup, dar ne-a plecat prințesa. Prințesa a avut o urgență. Un interviu. A avut o urgență. Are un interviu de la știri, pentru știri, face un reportaj.
am înțeles. Și petrecerea s-a dus până la ora 6 dimineața, fără exagerare, adică, deci... iar a doua zi vreau să vă spun că am avut o petrecere întorcătura, cum se spune în Bucovina. Da, așa se spune la noi. Da? Cum? Întorcătura. Întorcătura. A, și la noi e ciorba de potroci. Exact, depinde de zone, da? A, da? Și ne-am adunat la o pensiune, bă, cei care au putut oameni să rămână, nu mai 200 și ceva de oameni. A. Ei, a, tu ai dormit vreun pic? Ore, cred că două sau trei ore. Oricum. Și tu ai fost trează de la 6 dimineața? De la 6 până la 6. Au plecat oamenii, dar noi am ajuns pe la 7. Deci tu ai avut 24 de ore de nedormit. Bine, ușor la treaptă. Da. Bravo, s-a terminat interviul la știri. Bravo! Exact. Eu cred că ai înțeles bine, colegii mei, că văd că zâmbetul e ok. Atâta vreau să te întreb, dacă poți să-mi zici, mami și tati sunt cuminți? S-a rușinat, mă, prințesa. M-am rușinat. Dacă mergi de la Piatra Neamț până la Constanța, nu-ți trebuie radio în mașină, ca să ne înțelegem. Cântă. Pentru orice, orice, nu, nu poți să adormi. Acum, na, e un moment așa. E un moment rar. Lasă să ne bucurăm de el. Vrei să cânte mami? N-ar fi drăguț să cânte mami? A, uite ce idee bună. La zi mare am venit. Exact. Hai. Pentru noi este o zi mare atunci când venim aici. Și pentru noi la fel. Vă mulțumim mult de tot. Și noi vă mulțumim. Iorica Macovei.